Avem 9 contracte semnate cu o valoare totală de aproximativ 1.200 de miliarde de lei vechi. Aici se reflectă munca noastră de 3 ani de zile pe acest exercițiu bugetar pe fonduri europene. Unul dintre proiecte este vorba de proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public, pentru care s-a obținut finanțare europeană, va face ca mulți dintre slătineni să opteze pentru mijloacele de transport în comun. Este un proiect în valoare de 3 milioane de lei. Observați, suma este mai micuță, dar acest proiect este foarte important, pentru că are două componente. Prima componentă este realizarea unui despecerat pentru transportul public local, care să integreze funcții precum monitorizarea parcului de vehicule, planificarea serviciilor de transport public. Tot în acest proiect vor mai face încă 3 stații de încărcare rapidă. Aceste stații sunt pentru acele 8 autobuze pe care le vom lua de la Ministerul Dezvoltării. Un alt proiect pentru care s-au obținut fonduri europene este sistemul de semaforizare inteligentă. Valoarea investiției se ridică la peste 12 milioane de lei.